La propunerea unor parlamentari, cununia civilă s-ar putea oficia și în biserică, nu numai la primărie sau la starea civilă. Parlamentarii au depus în Senat un proiect legislativ care prevede posibilitatea pentru viitorii soți de a încheia căsătoria civilă și religioasă într-un singur loc, într-un lăcaș de cult, iar atribuțiile ofițerului de stare civilă vor fi preluate de către personalul clerical. În aceste condiții, tinerii însurăței nu vor mai fi nevoiți să treacă pe la primărie în ziua anunții. Giurgiuvenii nu sunt de acord cu aceste modificări și spun că modul în care se încheie căsătoria în prezent este în regulă. Mi se pare o prostie asta. Păi ori te duci să spui în fața la ofițerul stării civile și după aceea nu le ajunge la preoți câte fac, mai vrea să o ia și pe asta. Normal ar fi trebuit să fie la primărie. Nu știu acum, ce cred ei? N-ați fi de acord cu schimbarea? Nu pot să spun eu. V-ați căsătorit? Da, la primărie, dar nu și la biserică. Deci vi s-a părut în regulă la primărie? Da. Așa ar trebui normal. Prostie, adică nu mi se pare normal. Ne-am obișnuit cu un ritm și cu un stil și zic să o ținem așa în continuare. Nu înțeleg de ce să fie cea religioasă. Cea religioasă e o chestie mult mai intimă decât cea civilă. La cea civilă poți să iei câțiva apropiați și nașii și să te duci să faci cununia, să te oficializezi. Dar la cea din biserică e ceva mult mai intim și mai sfânt, mai tainic decât cea de la starea. Ei spun că mirii nu ar mai face două drumuri. Nu, adică nu înțeleg de ce să nu facă două drumuri. Până la urmă și actul contează, dar contează și mărturia în fața lui Dumnezeu. Nu e normal. De ce? Păi eu așa cred. Mai bine era cum era înainte. Deci la primărie și pe urmă cununia religioasă în biserică. Că așa a fost pe timpul nostru, cel puțin în 88 când m-am cununat. Inițiatorii legii spun că în acest fel vor fi cheltuiți mai puțin bani. Chiar dacă ceremonia civilă se va realiza în biserică, preotul nu va putea trece actul în registrul stării civile. În termen de 3 zile, soții trebuie să se întoarcă la primărie, să semneze actele împreună cu martorii și să-și depună dosarul, fiindcă doar așa căsătoria devine legală.